Ne îndreptăm către capre. Prin savană, prin savana lui George pe aici. N-ai zice că e un peisaj de Romania. Romanian peisaj. Da, foarte frumos. Băi, dar frumos, frumoasă țară avem. Frumoasă țară avem. Depinde și unde stai, panică, dacă stai... Bă, uite și sudul ăsta, cum e Ialomița aici. Sunt locuri și aici foarte frumoase. Mai ales cu George, cu râul. Da, da. Prahova. Da, da, da. Acum se vede, acum într-adevăr e frumos. Acum nu mai e nici toamnă cum era aia și altfel e toamnă, altfel e vară. Da. Nu se compară peisajul. Ia uitați-vă, deja fug caprele de noi. Nu sunt obișnuite. Nu ne cunoaște, dacă nu ne cunosc caprele. Uite un grup compact aici, care bineînțeles că se sperie de noi. Oh, iedul ăsta stătea în iarbă, eu nu l-am văzut, pe cuvânt. Uite-te și tu. Nu te văd după mami. Uitați caprele cum pasc. A fost mulsul? A fost mulsul. Da, da. Exact, a fost acum o oră. Hai să ăsta e un metis de sanen. Metis de sanen, da. Cu ce oare o fi? Nu, cu carpatină, dar noastră sanen plus carpatina a ieșit seamănă. La blan așa cu sanem, văd că are și pe aici puțin mai mult păr, asta înseamnă că a luat de la carpatină. Ugerul nu l-are foarte globulos, mamelonul destul de lung, asta de la carpatină, sanem nu are un mamelon mai mic de obicei. Dar o capră bună, părerea mea că undeva la 2 litri jumate de lapte tot ia pe zi. Pare o capră foarte bună. Da. După cum filmezi acolo, pare o căpriță, da, la prima fătare de alpină franceză. Probabil a fătat ea de mai mică, a rămas mai micuță, dar uite ce uger frumos are. Da, foarte frumoasă căprița. Alpină franceză, un desen frumos pe alpină, mie îmi place. Aici vedem țapul de anglo nubian. Stai un pic, o sară și țapul. Da, uite și țapul între oi aici, da, între oi, între capre și eu. Da, 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 da. Lângă o capră carpatină. Autentică carpatină. Da. Blana mai lungă și ugerul mai mic. O rasă rustică, rezistentă, carpatina noastră. Ia zi, Dane, care e diferența între anglonubiană și carpatină? Care e mai bună pentru la noi aici? Noi aici ne-am acomodat. În Ialomița mă refer. Da. Unde e clima asta aridă. Aici. Ca și peste tot s-a crescut carpatinul, toată țara, cum și în Ialomița. Carpatina a fost aici de când suntem noi, mici și bunicii noștri, tot carpatina a crescut, dar acum, cu evoluția raselor, s-a venit anglonubian, sanen, anglonubiană. Părerea mea că s-a acomodat cel mai bine dintre rasele acestea străine la noi în țară, pentru că e mai rezistentă, e o capră mixtă, are și ceva carne, nu cum e sanenul, sanenul, sanenul e o capră se... mai subțirică, mai pentru lapte. Mai, și mai mult în stabulație, nu? Se crește mai sanenul. Stabulație, da. Așa să o scoți pe aici, până mărăcine ăștia cu ugerele alea enorme, e mai greu. Din ce am auzit, nu prea se acomodează, se îmbolnăvește, nici, păi, și nu mai dă producția aceea. În schimb, anglonubianul, foarte bine. Și George e mulțumit și am întrebat, foarte mult sunt mulțumiți. Și cel mai bine se folosește încrucișarea dintre aceste două rase, cum face și George de aici, carpatine, mame, și aduce niște țapi străini de anglonubian și montează și țapul... niște metiși buni, rezistenți, adaptați foarte bine și care măresc producția și de lapte și de carne.
Și am remarcat că țapii de obicei transmit foarte bine genele. Da, undeva la 70%, cel puțin aspectul fizic. 50-50 la carte, așa se zice, dar aspectul fizic cel puțin moștenește mai mult din partea tatălui. Da, da, da. Îți vine să crezi că țapul ăsta vine amenințător către noi? Amenințător, dar la jin. Nu, dar uite, e într-o postură de atac. Da, uite ce frumos e, un țap anglonubian pur, o să zic. Anglonubian pur e ăsta, da. Chiar dacă e puțin slăbit el acum. Și-a dat seama că suntem oameni ca lumea și a plecat. Nu, nu trebuie să ne împungă de data asta. Până și țapii și-au dat seama, fanii. Da. Suntem recunoscuți pentru amabilitatea noastră. Sigur, sigur că da. Uite că sunt peisaje faine și în Ialomița. Uită-te și tu, pe malul apei, vegetație. Și poți să zici că e fain. Că cine ia de aici un lapte, îl ia un lapte bio. 100% bio. Fără concentrate, fără, din ce se spune, grăunța, concentratele, denaturează puțin din calitatea laptelui. Nu mai este aceeași calitate bună, nu mai este. Chiar dacă e puțin mai gras laptele, nu mai are aceeași calitate. Da, da. Da, cu copacii ăștia, băi, copacii ăștia seamănă foarte, foarte bine cu un peisaj de savană, da, da, african așa. Parcă vezi elefanți, rinoceri. Bine, deocamdată vedem capre, dar urmează elefanții, rinocerii mai încolo. Mamă, ce blană are asta! Da, superbă! Carpatina. Deci aici, după cum carpatina știm, ce-am mai văzut, George are două rase și metis din aceste două rase. Da. Avem anglonubien pur, țapii, care sunt, și-a mai luat și vreo două ieduțe, o să ne prezinte el. Așa. Carpatină care predomină. Da. Și metis și dintre carpatină și anglonubian. Mai ați văzut și o alpină franceză și o metis de Sanem, dar asta e cazuri izolate. Da, da, în da. În general, pe asta merge, pe anglonubian metis cu carpatină. Băi, îmi place, Dane. E foarte fain așa. Băi, ce mă relaxez pe câmpurile astea așa. Mai ales că nici nu-i foarte cald. Cu toate că am mers până noroaiele alea, a meritat. Ia uite, da, ce relaxare, ce frumusețe. Nu te gândeai de la noroaiele astea să ajungi în... Nu mă gândeam. Savana asta. Nu, nu, nu. Parcă s-a transformat așa peisajul. Dintr-o mocirlă mlaștină, într-o... Da. Savană luxuriantă. Fie savana asta frumoasă așa, are nevoie de ploaie. Da, și la cât a plouat, a plouat enorm pe aici în zona asta. Caprele au ce mânca. Da. Lapte să dea acum. Ia uitați și pe malul Prahovei. Cât de frumos e! Exact, frumos. Totul e verde. Ștefane, că vorbeam noi toamna, primăvara, băi, când un verzic, ce frumos o fi pe aici, ce... Da! A venit și momentul ăsta. A venit și momentul adevărului. Așa chiar e. E frumos. Chiar am avut dreptate. Da. Da. Arată fain tare. În picior de plai!
gură de rai, atâta știu. Din Miorița. Le aduci o dită la Aurela, să mai lasă pasă. Dar n-am treabă cum e să fie. Nu-i pornit, dar nu e într-un castor, nu-i într-un castor. Da, am văzut nimic. Dar ce e castor. Abia nu știu, dar cred că mai mult n-am încercat ceva pe acolo, nu cred că ceva acolo. Hai că sunt serios. Hai, hai Bianco, hai. Hai Samira, hai. Hai Bianca, hai să... Gata, gata, hai! Gata, gata, hai, hai! Nu știu... Gașca aici... Gașca de ies, dar nu știu dacă se vede bine că... E cam întuneric acum afară, s-a înserat. Metișii de anglonubiană, mamele le-am văzut înainte. Ia uite aici, vesel zic. Da.